Aventura măgărușului Pompa s-a încheiat cu bine astăzi. După ce a hălăduit pe străzi și apoi a stat 2 săptămâni la adăpostul Regiei Autonome a Domeniului Public, acum este în casă nouă. În această dimineață, echipa NCN l-a preluat pe Pompa de la adăpostul de animale și l-a transportat spre noua lui stăpână în satul Moriști. Animal cu personalitate, Pompa a fost încăpățânat și nu a vrut să urce în camion din prima încercare, așa că oamenii au alergat puțin după el. La a doua strigare, măgărușul a urcat în camion. După mai puțin de jumătate de oră de drum, Pompa a ajuns acasă, unde a fost primit cu porumb de noua lui stăpână. Pompa a primit și un nume nou, Danky. Pentru Danky ne-am gândit să-i oferim aici, în zona aceasta, 800 de metri pătrați, să-l împrejmuim, să-i facem o căsuță a lui și să trăiască până la adânci bătrâneți, fără să mai fie exploatat, doar atât să bucure, să ne bucure pe noi oamenii și să vină copiii să-l vadă. Măgărușul nu va fi singur în noua lui casă. Danky acum are câțiva prieteni aici, pui de căței, avem acum 4-6 adulți, căței cu probleme care nu-i putem duce încă în adăpost sau bolnav sau cu diverse alte probleme. E o zonă de tranzit aici între stradă și adăpost. Și avem 5 pisicuțe, toate adoptate, pe care le-am sterilizat, le-am vaccinat și e cei mai buni prieteni acum ai cățeilor. Și să sperăm că și alu Danky. Danky a fost ridicat de pe străzi de poliția locală în 4 octombrie. A fost găsit în zona aeroportului. Fostului stăpân, Marcu Rostaș, nu s-a prezentat în termenul legal de 5 zile să îl ia acasă, așa că Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca l-a scos la vânzare. Licitația a fost câștigată de NCN și Ziar de Cluj, care i-au găsit un alt stăpân care să aibă grijă de măgăruș așa cum trebuie.